aparatul osteoarticular și despre piele. Aparatul osteoarticular este compus din oase, din articulații și din moș. Da? La suprafață se află pielea care, așa cum a spus și doamna Anca, este cel mai mare organ ca suprafață din corpul nostru. Aparatul osteoarticular, și mă refer în primul rând la oase, la articulații, reprezintă, este partea solidă a corpului. Oasele reprezintă stâlpul, arborele vieții. Să nu uităm că la nivelul măduvei oaselor se află celulele imunitare care ne protejează. Deci creația divină a făcut ca aceste celule atât de prețioase, care ne asigură nouă imunitatea, ne protejează de tot ce e rău pentru sănătatea noastră, se află ascunse în interiorul oaselor, care sunt, reprezintă cel mai dur, structura cea mai dură din corpul nostru. Când vorbim de o persoană, de multe ori spunem că este o persoană verticală, are ținută. Asta corespunde cu atitudinea interioară. Căci sunt persoane care au și alt fel de atitudine interioară, sunt victimele programelor puse pe parcursul vieții, sunt persoane cocoșate, care privesc doar în jos, înțepeniți într-o anumită situație. Aceste persoane au probleme în articulații, la fel cei care sunt foarte rigizi și inflexibili sunt cei care au articulațiile rigide și se mișcă greu pentru că lor le e foarte greu să treacă de la o situație la alta. Să nu uităm că în zilele noastre au apărut atâtea tehnici noi, să zicem, de ușurare a mișcării folosind protezele, da? Proteze de genunchi, de șold. Un om înțepenit înseamnă că persistă într-o minciună. În momentul în care minciună pentru el, se minte pe el. În momentul în care își pune o proteză, nu face decât să schimbe minciuna. Să se mintă că se poate mișca cu lejeritate. Astea sunt câteva cuvinte despre sacroterapie, despre emoțiile care duc la bol, căci și acestea sunt foarte importante. Și așa cum de fiecare dată spun, cauzele tuturor îmbolnăvirilor, pe primul loc este cauza emoțional. Se poate spune mult despre fiecare afecțiune, despre fiecare os, asta o putem face mai în privat. Nu avem timp în seara asta. Bun, afecțiunile oaselor, ale mușchilor, ale articulațiilor, așa cum știți, sunt foarte frecvente și pe mine mă sperie foarte mult că văd lucrul acesta la copii. Au început copiii de foarte mici să se vaite de dureri de oase și înainte știam că atunci când pe un copil îl doare pe osul lung, înseamnă că sunt procese de creștere. Din păcate, acum ne confruntăm cu foarte multe osteocondrite, cu tumori de toate felurile, consecința toxinelor și, mă rog, a medicației, a tuturor intrușilor care înainte nu existau. Oasele nu pot exista și nu pot funcționa fără mușchi, fără articulații. Și așa și mușchii nu pot exista și nu pot funcționa fără oase și fără articulații. Deci ele sunt entități aparte, dar nu pot, niciuna nu acționează și nu funcționează fără alta. Această armătură a corpului foarte importantă este și cea care ascunde organele vitale, dar și corpul emoțional. Oasele sunt cele care înmagazinează, sunt depozitul de minerale foarte importante, calciu, magneziu, cu rol important în sânge și nu numai, în regenerarea oaselor. Există o multitudine de afecțiuni, foarte multe afecțiuni ale oaselor, ale articulațiilor. Una din cele mai cunoscute este osteoporoza.
care, din păcate, apare de la vârste mai tinere. Înainte știam că la menopauză, din cauza estrogenilor, tulburărilor hormonale care apar, vâltoarea hormonală, duce la apariția osteoporozei. Apare și la persoane mult mai tinere, din păcate, este o afecțiune foarte importantă care amenință sănătatea oaselor. Este, de fapt, un proces degenerativ, da? Prin pierderea mineralelor din os, da? Degenerare, demineralizare, care face ca osul să fie mai poros și să fie foarte susceptibil la traumatisme, la fracturi. Articulațiile, așa cum știm toți, leagă două oase, împreună cu ligamentele, cu tendoanele, cu fasciile, există un lichid sinovial, sunt foarte importante, există trei mari articulații, umăr, șold și genunchi. Articulația umărului este cea mai mobilă articulație, articulația șoldului este cea mai stabilă articulație, iar genunchiul este articulația cea mai expusă la traumatisme pentru că nu face decât o mișcare de flexie. Nu este foarte mobilă. Articulațiile reprezintă partea cea mai vulnerabilă a organismului și este foarte important să știm că cu vârsta se pierde masa cartilaginoasă, apar oasele se freacă unul de altul, apar durerile, osul e foarte bine inervat, e unul din organele cel mai bine inervate al din corp, se freacă os pe os și apar durerile, impotența funcțională, apare artroza. Da? Există și boli inflamatorii ale articulațiilor, boli reumatice, care pot fi acute sau cronice. Există inflamații articulare cauzate de toxine, de germeni patogeni, fumatul, greutatea crescută. Există și factori genetici, psihoemoționali, vârsta. Și avem o grămadă de probleme de inflamații, osteoartrită, artrita reumatoidă, spondilita anchilozantă care duce la anchiloza coloanei vertebrale, artrita reactivă care apare în urma unei gonorei sau infecții digestive, artrita psoriazică foarte urâtă, artritele din bolile autoimune, din lupus, sclerodermia și așa mai departe, artritele infecțioase provocate de hepatită, de HIV, de boala Lyme. Deci oasele sunt afectate de foarte mulți germeni patogeni și noi în tratamentul aparatului osteoarticular trebuie să ne îndreptăm către cauză, ca de altfel în tratarea oricărei afecțiuni. Orice afecțiune pornește de la un proces inflamator. Da? O inflamație acută, cu siguranță, netratată la timp, va ajunge la boală cronică, la degenerare și cu cât timpul de la inflamație la degenerare e mai lung, cu atât boala se va trata mai greu. Conceptul de sănătate în 5 pași, promovat de compania Coral, este cel mai minunat lucru pe care eu l-am întâlnit în ultimii 9 ani din cariera mea. Eu am fost și medic de familie o grămadă de ani. Sunt tânăr pensionară și mă ocup doar de medicina holistică, dar de 9 ani folosesc acest concept cu rezultate extraordinare în orice afecțiune. Adică acest concept de sănătate ne ajută în procesul de regenerare celulară, de regenerarea corpului. În ce constă acest concept de sănătate? Există 5 pași. Primul pas este hidratarea și alcalinizarea. Foarte important, pentru că noi suntem la naștere 90% apă, la maturitate 70%. Ne naștem alcalini, ne acidifiem pe parcurs și devenim din ce în ce mai acizi. Deci hidratarea și alcalinizarea sunt primul pas și cel mai important. Ce vreau să vă spun, eu am folosit suplimente de vreo 21 de ani de când fac medicină holistică, de la toate firmele, pentru că ni s-a recomandat să folosim produse de calitate, de brand. Chiar un farmacist mi-a spus, nu tocătură la capsulă luată din farmacie, că omului nu o să-i facă nimic și nu o să
mai aibă încredere în suplimente, în terapia cu suplimente. Aceste... Da. Cineva are microfonul deschis și nu putem vorbi unii peste alții. Da. Da. Ok. Deci, noi ne naștem alcalini, ne naștem cu 90% apă, apa e matricea vieții, pe care se impregnează matricea tuturor mineralelor, vitaminelor pe care le folosim, le ingerăm. Mineralele creează proces de alcalinizare și numai în felul acesta, fiind hidratați și alcalinizați, noi putem să funcționăm în parametrii normali. Celulele noastre funcționează normal. O celulă care nu este alcalină este acidă. Aciditatea creează inflamație, inflamația duce la degenerare. Al doilea pas este purificarea corpului prin procesul de deparazitare. Deparazitare însemnând eliminarea din corp a tot ceea ce ne parazitează corpul, adică paraziți intestinali, bacterii, virusuri, fungi, care trăiesc în simbioză, sunt paraziți care trăiesc o viață întreagă în intestinele noastre, care creează toxine, care toxine fac acidoză puternică, duc la afecțiuni serioase. După procesul de deparazitare, care durează minim 6 săptămâni, pentru că în primele 3 săptămâni mor paraziții adulți și în următoarele 3 mor paraziții tineri și ouăle, după procesul de... Aici avem pachetul Parashield, deci vreau să vă spun că deparazitarea poate dura și mai mult, depinde de ce fel de paraziți are fiecare, pentru că sunt persoane care sunt foarte carnivore și au paraziții care rezistă în corpul nostru, există ani de zile, o viață întreagă, cum ar fi tenia, și sunt mulți alții, sunt peste 360 de feluri de paraziți care intră chiar prin intermediul mucoaselor și a pielii, foarte periculoși. Nu rămân doar la nivel digestiv, pot ajunge la nivel pulmonar, la nivelul creierului, apar afecțiuni pe care medicii nu le recunosc, toate investigațiile nu dau niciun rezultat pozitiv, dar de fapt este vorba de un parazit care face mult rău. Compania ne oferă acest pachet care este foarte, foarte bine făcut, pachetul Parashield, conține tot ce avem nevoie pentru deparazitare, produse care parafaitul, un produs din plante cu acțiune sinergică antiparazitară, opistop care ne ajută pentru cei care au paraziți de la animale, powder cu seleniu este un produs, Parashield-ul nu are decât MSM-ul, cum vedeți în dreptul cutiuței de Parashield, avem MSM-ul, Parafaitu, Superflora și Coral Burdo. Burdocul nu este altceva decât brusturele, una din plantele cu efect antiinflamator foarte, foarte puternic. Eu îl folosesc foarte mult în bolile degenerative, în cancere. Dincolo de aceste produse putem să adăugăm, așa cum am spus, la cei foarte parazitați și în funcție de ce paraziți au, opistopul, powder-ul cu seleniu, care este un produs extraordinar și eu în perioada asta îl recomand la toată lumea, pentru că este un foarte bun modulator pentru imunitate, are acțiune foarte puternică antivirală, antibacteriană, antifungică, nuca neagră, black walnut cu oregano, la fel un produs extraordinar, nuca neagră, foarte multe parazitoze se exteriorizează pe piele, deci avem pacienți cu erupții urâte pe piele. Nuca neagră este unul din produsele de elecție pentru rezolvarea problemelor de piele. Împreună cu oregano este un foarte, foarte bun
antideparazitar. Superflora este un probiotic foarte necesar, fără de care nu se poate face absorpția nutrienților și pe care eu îl recomand personal la toată lumea de la un an până la 100 de ani permanent. Și garlicul este un produs de excepție, este foarte bun pe ascarizi, pe uxiuri, împreună cu celelalte, acționează și la nivel circulator, intensificând circulația și în felul acesta reducând inflamațiile. Un alt produs unic al firmei Coral este Silver Max-ul. Este un produs de excepție pentru care președintele companiei a schimbat 8 laboratoare pentru a obține acest produs. De ce? Pentru că scrie pe el Silver Max Care și toți pacienții mă sună după ce îl achiziționează și mă întreabă: doamna doctor, ce facem cu ăsta? Că scrie că e de piele. Da, zic, scrie că e de piele, dar nu este de piele, doar compania a schimbat eticheta din motive diverse, mă rog, nu contează. Important este că produsul se administrează pe cale orală, are acțiune homeopată, un foarte, foarte bun antiparazitar. Îl putem folosi de la sugar chiar, eu îl folosesc la sugar pentru viroze, pentru au și sugarii unii, nu toți, paraziți. O acțiune foarte bună. Este un produs de excepție, spun, pentru că are o dispersie foarte bună coloidală de argint. Mulți refuză spunând: eu nu iau de asta pentru că am luat odată din farmacie și m-am făcut albastru. Am spus, nu e cazul acestui produs. Dispersia este atât de fină încât nu o să vă albăstriți. Mai e un produs iarăși foarte bun, papaya, care merge la cei care au gastrite, ulcere, ajută la digestie și la reducerea acidității gastrice. Așadar, avem tot ce ne trebuie pentru a face deparazitarea. După deparazitare, mergem și facem, trecem la procesul de... N-am vorbit despre pachetul, da, despre pachetul de hidratare și alcalină. Haideți că, da, cu asta s-a sărit cu culeț. Nicio problemă. Da, am trecut. Da, cu microfoanele. Nicio problemă. Nicio problemă. Da. Sigur, okay. Hidratarea este primul pas, am spus că este foarte importantă. Fără hidratare nu putem face nimic, nici măcar deparazitarea, pentru că deparazitare corectă se face doar în prezența alcalinizării. De ce? Pentru că paraziții creează mediu acid, iar noi venind cu alcalinizarea, cu o hidratare corectă, reușim să le luăm mediu de viață, după care intervenim cu produsele de deparazitare pentru a avea rezultatele așteptate. Hidratarea este foarte importantă pentru că noi suntem, cum am spus, 70% apă, dar ochii au 95% apă, inima 75%, mușchii 70%, plămânul 85%, rinichii 83% și creierul 83%. Da? Creierul are multă apă și multe fosfolipide, multe grăsimi. Deci este foarte important să fim bine hidratați. Firma Coral ne asigură pachetul Hidramax, foarte ușor de utilizat, care conține plicurile cu Coral Mine, Pentocan și H500. Ce este Coral Mine? Coral Mine este pulberea de coral, un coral din epoca preistorică, din insula Okinawa. Acest produs este urmarea studiilor lui Aricoandă, care a descoperit o populație în Hunza, care trăia până la 125 de ani. Făceau copii chiar și la 60 de ani. S-au întrebat cu toții de ce oare, ce se întâmplă, ce mănâncă acești oameni, dar de fapt nu era vorba de mâncare, era vorba de apa pe care o beau. Era o apă de la un ghețar din localitatea respectivă, din Hunza, o apă care i-a atras atenția lui Aricoandă pentru că era albăstruie, opalescentă. A analizat-o împreună cu asistentul doctorul Flanagan și au constatat că această apă este plină de minerale. Și atunci Aricoandă
marele nostru geniu, care are foarte multe invenții despre care noi nu prea știm, a conchis că aceasta este apa vie, pentru că dădea viața celor oameni, trăiau atâția ani și erau sănătoși. Ce face acest coral mine? Un pliculeț de coral mine adăugat la 1,5 litri de apă, duce pH-ul până la 7,5, are un potențial de oxidoreducere foarte important, deci nu numai pH-ul este important, este potențialul de oxidoreducere, capacitatea oxidativă a apei, adică de reducerea radicalilor liberi, foarte important. Da? Crește nivelul de hidratare, transportul de oxigen, ajută la detoxifiere. Deci apa nu e doar H2O, apa este elementul unic de pe planetă care are foarte mulți parametri care sunt foarte importanți, așa cum am spus, pH-ul, potențialul redox, dar tensiunea superficială care trebuie să fie scăzută ca să poată să intre în celulă, pentru că dacă apa rămâne în spațiu extracelular, celula nu se hidratează bine. Se folosesc diverse ape produse de diverse aparate care nu au structură hexagonală, au structura pentagonală și atunci rămân în spațiu extracelular și pH-ul nu este unul alcalin. Apa are rol de vehicul, da, care și transportă toxinele către porțile de evacuare, dar eu consider că cea mai importantă calitate a apei, toate sunt importante și de toate trebuie să ținem cont, dar apa are memorie și memoria apei nu poate fi schimbată. Ea poartă informația de la o celulă la alta, lucru foarte important, atâta vreme cât știm faptul că în acest univers 90%, mai mult de 90% este informație, energie informată. Așadar, această apă o recomand de la sugar tot așa până la moarte tuturor, pentru că doar bând această apă, celula se hidratează, se alcalinizează, primește toate mineralele de care are nevoie pentru a funcționa bine. Fiecare mineral are rolul lui foarte important în corp. Noi știm că suntem nervoși, ne înțeapă inima, ne ducem să nu, la medic, să nu cumva să avem un infarct, de fapt este o lipsă de potasiu. Avem pentocanul, un produs iarăși foarte, foarte bun. Ce face potasiu? Potasiu intră în celulă, pentocanul conține potasiu cu vitamina C, potasiu intră în celulă, scoate sodiu din celulă, în afara celulei, pentru că el are rolul de a face energie celulară. Folosind acest pentocan, eu personal simt când uit să-l iau dimineața, îți dă o energie, îți dă o stare de bine și produsul este un foarte bun protector cardiovascular. Un alt produs de excepție și unic în lume este H500, este cel mai puternic antioxidant care există la ora actuală în lume. Face alcalinizare, duce pH-ul până la 8, dar, foarte important, acest H500 scoate instantaneu radicalii liberi din celulă. Deci ne ferește de bolile degenerative. Am tot povestit și la toată lumea, pentru că chiar este de povestit, despre colega mea care fumează 3 pachete de țigări pe zi, care a vrut să testeze cât e de bun H500, dacă este adevărat ceea ce se spune că este un foarte puternic antioxidant, și anume a mers colega mea la dozare, există un aparat la o firmă care dozează antioxidanții prin amprenta digitală și a dozat antioxidanții, domnul de acolo i-a spus, doamnă, s-a schimbat la față, zice, stați foarte rău, trebuie să vă căutați să n-aveți cumva un cancer. Nu aveți antioxidanți. Da? Deci exces de radicali liberi care duc la cancer. S-a cam speriat, în sfârșit, nu i-a prit ce a auzit.
A cerut permisiunea să mai stea o jumătate de oră pe un scaun acolo lângă dânsul și s-a dus, a luat din geantă două H500 și un asimilator, o enzimă ca să acționeze mai rapid. Și după aproximativ o jumătate de oră s-a dus și l-a rugat, i-a spus că nu crede că ea are așa parametri, că probabil aparatul i-a dat eroare și atunci îl ruga pe domnul să o mai testeze odată. A pus degetul, parametrul era de la 20.000, era 40.000. Domnul a spus că n-a pomenit așa ceva niciodată de când folosește acest aparat. Întrebat-o, doamnă, spuneți în ce folosiți, ce minune de produs folosiți. Și ea a arătat acest H500. Deci nu trebuie să ne lipsească. Acest pachet Hydramax nu trebuie să lipsească nimănui o zi din viață. Acest pachet Hydramax trebuie luat permanent. Am spus despre parazitare, deparazitare, care se ia în paralel, deci cu alcalinizarea. Aici avem... ați spus de ele și n-are rost să le mai reveni. Paraziții care fac nenorociri, da? După deparazitare vom trece la procesul de detoxifiere, foarte important, pentru ca să eliminăm toate toxinele care au rămas pe intestine. Avem intestinul subțire, care are funcția lui cea mai importantă, este de analiză a nutrienților, a substanțelor pe care îi introducem în corp. În urma acestei analize, el absorbe nutrienții și dă drumul mai departe către colon, a balastului, a substanțelor moarte de care noi nu avem nevoie. Așadar, un intestin subțire trebuie să fie extrem de curat, nu trebuie să fie inflamat pentru ca nutrienții să se poată absorbe. De ce suntem grași? Pentru că avem intestinele inflamate, pline de toxine și atunci celula cere tot timpul hrană. Da? Mâncăm într-una, ne e foame. Aici avem în imagine intestinul gros, bolnav, intestinul gros, sănătos. La nivelul intestinului gros se duc, așa cum am spus, substanțele care nu mai au rol în hrană, doar la nivelul intestinului subțire avem nutrienții. Este foarte important ca să fie sănătos, ca să eliminăm toate toxinele depuse pe placa mucoidă pentru a putea fi sănătoși. Pentru asta trebuie să facem o detoxifiere. Compania ne oferă niște pachete de adaptăm la fiecare pacient în funcție de afecțiunile pe care le are în recomandarea acestor pachete. Pentru cei care au litiază, adică pietre la rinichi sau la colecist, ne îndreptăm mai degrabă către pachetul Coral Detox, care conține, așa cum vedeți, plicurile cu apă, conține H500 pentocan, conține asimilatorul, lecitina și coral alfa-alfa. Asta este lucerna, care este un produs foarte bun, pentru că are foarte multe minerale, vitamine, aminoacizi. Lecitina, care intră în structura membranei celulare și e foarte important, pentru că membrana celulară se distruge, se găurește din cauza toxinelor care pătrund și atunci, luând lecitină, reușim să refacem structura membranei celulare. Asimilatorul, care iarăși este un produs pe care eu îl recomand permanent de la vârsta de un an, pentru că sunt enzime digestive și noi nu mai avem de unde lua enzime digestive, sunt distruse de toate toxinele, pesticidele, iar digestia noastră a carbohidraților, a proteinelor, a lipidelor, nu se poate face așa cum trebuie. De aia sunt și atâtea boli metabolice. Dincolo de bolile metabolice ereditare, există și cele apărute din cauza toxinelor. Pentru cei care nu au litiază și care pot face o detoxifiere mai profundă, recomandăm programul Colovada 2+, și Colovada Light. Colovada 2+, este la ora actuală cel mai inteligent
produs de detoxifiere și este unic. E un program care durează doar 2 săptămâni. Este cel mai inteligent pentru că face detoxifierea intestinului, a limfei și a sângelui și este unic pentru că are în timpul celor 14 zile, are 4 zile de post negru, adică nu se mănâncă nimic solid, se bea doar apă și se iau pliculețele. Există pliculețele cu pulbere de argilă, coajă de lămâie, lemn dulce, prună uscată, acesta își mărește volumul, se elimină mulajul intestinului. Aceste 4 zile vin după primele 7 zile în care se face o pregătire a intestinului, în care avem enzime digestive, carminative, probiotice, care forțează un pic digestia și atunci se elimină fel de fel de minuni, toată lumea e mirată de ce scoate, dar și mai mirați sunt în cele 4 zile care urmează, când se iau acele plicuri cu argilă, care își măresc volumul, se lipește acest bol de pliurile intestinale, de vilozități și se elimină un mulaj al intestinului. Adică se deslipește placa mucoidă care se formează pe parcursul vieții pe vilozitățile intestinale. Ce e placa mucoidă? Este excesul de mucus care se produce în momentul în care în corp apar toxinele, celulele secretă mucus, în acel mucus se înglobează absolut toate toxinele pe care le ingerăm și pe parcurs se face ca o placă care este foarte acidă, care erodează mucoasa intestinală, care duce la apariția diverticulilor, a polipilor și, nu în ultimul rând, a cancerului intestinal. După aceste 4 zile de post negru, se trec la următoarele 3 zile, când se începe refacerea mucoasei, se intervine cu B-uri, cu probiotice, în continuare cu enzime digestive, când se regenerează microflora intestinală și se reface tot procesul digestiv și imunitar. Sunt unele persoane care când au de 4 zile de post negru, au zis, eu nu pot să stau nemâncat, mie mi se face rău, eu leșin, și nu leșină nimeni, vă spun, și cel mai bine e să-l ții dacă ești la serviciu, că pe acasă te mai tentează frigiderul. La serviciu te duci, iei plicurile, pastilele, bei apă și te-a trecut ziua. E, unii chiar nu pot, adică au blocaj mental. Și atunci le recomandăm Colovada Light. Durează 2 săptămâni, tot așa sunt niște pliculețe, niște pastiluțe, foarte ușor de luat, se fac eliminări foarte puternice, intestinul se curăță, până când te deblochezi mental să faci programul Colovada 2+, care este un program extrem de inteligent, în urma căruia pacienții au eliminat polipi intestinali, în urma căruia pacienților li s-au redus nodulii de la tiroidă, pentru că celulele bolnave, acestea despre care nodulii, tumorile, diverticulii, polipii, sunt celule bolnave, da? Care se inflamează, care cresc haotic. Aceste celule bolnave au nevoie de hrană, de multă energie. Dacă le ținem nemâncate, le facem și alcalinizare, le dăm și ce mai trebuie, ce mai conțin pliculețele, atunci ele mor și se elimină. Da? Și ne vindecăm de orice boală. Marina Fedorenko, o doamnă foarte tânără din Pitești cu ani în urmă, această doamnă tânără a vrut să o cunoască, să-i spună, avea un cancer foarte rebel, dar ea și era și foarte fumătoare și consumatoare de Coca-Cola. Vreau să spun că a vrut neapărat să o întrebe pe doamna Marina Fedorenko, care e medic cu 6 specializări în medicină, să-i recomande ce să ia. Și i-a spus, programul Colovada. Bun, dar și pe urmă, durează doar 2 săptămâni. Programul Colovada. Și pe urmă, program, păi până când? Păi până te vindeci. E, asta e, din păcate, a ales să fumeze și să bea cola în continuare. Și asta e. Fiecare om e suma alegerilor pe care le face. După acest program de detoxifiere, extrem de util,
În primul rând, vreau să vă spun că în timpul programului toate persoanele slăbesc în jur de 4 kg. Am avut doamnă care, după ce a slăbit 4 kg în aceste 14 zile, luna următoare a slăbit 10 kg. Au continuat diverse eliminări. Era o doamnă care toată viața dânsei fusese constipată și care, după colovada, prima colovada, că se recomandă să o facem de câteva ori pe an, și-a reglat tranzitul. Ce se întâmplă? Vrem să ne tratăm de o boală. Vin pacienți și spun: mă dor, am coxartroză, am gonartroză, dați-mi ceva pentru această boală. Bineînțeles că nu tratăm boala, noi nu suntem mecanici auto să scoatem o piesă și să o înlocuim. Noi suntem oameni și ființa umană este o ființă holistică. Nu există, suntem, organele sunt interconectate. Celulele funcționează pe bază de memorie celulară. Noi trebuie să refacem celulele, energia celulară, ca ele să-și facă treaba. Dar vrem să tratăm articulațiile, trebuie să facem primii pași. Și apoi trecem la pasul următor, care înseamnă regenerarea articulațiilor, a oaselor, ca să funcționeze. Și aici vreau să vă spun clar cazul unei mătușe de-a mea, care cu o gonartroză merge în baston de ani de zile. A zis: iau ce-mi dai tu. Și i-am spus: trebuie să iei așa, nu că eu iau ceaiul. Bine, în familie e foarte greu să tratezi pe unii. Eu beau ceaiul și mă detoxifiez. Nu ești detoxifiată, ești grăsuță, ești... Nu, mie dăm ceva pentru articulații. A insistat, a citit ea despre biluron, i-am dat biluron. L-a luat. Bineînțeles că n-a avut efectele scontate, pentru că orice nutrient, așa cum am spus, se absorbe la nivel intestinal. Și dacă intestinele erau pline de detritusuri, placă mucoidă nu s-a asimilat așa cum trebuie și nu a avut rezultatele scontate. Deci după ce am făcut toți pașii, putem să trecem la a ne ocupa de articulațiile noastre și de oasele noastre. Pentru cei care nu au probleme atât de grave, le recomandăm lecitina, despre care v-am spus că intră în structura membranei celulare, le recomandăm omega, la fel, acizii grași polinesaturați, care trebuie luați iarăși permanent, da? Paudarco cu seleniu, care are o acțiune foarte bună la nivel articular, pe oase, la nivel celular. Deci acțiunea e la nivel celular. Și vă spun că am avut o pacientă la 30 ceva de ani, foarte fumătoare, bolnavă de rinichi, și din cauza tutunului a făcut o pneumonie. Mă rog, printre altele i-am recomandat paudarco cu seleniu. Cu ceva vreme în urmă venise să-i dau un bilet de trimitere la reumatologie, avea un cioc, un osteofit în călcâi și nu putea să mai calce, să mai meargă. S-a dus, a făcut ea ce a făcut pe acolo, i-am medicamente alopate, nu i-au făcut absolut nimic. Când a venit cu pneumonia, i-am dat paudarco și i-am dat doze mai mari, de 3 ori pe zi, câte 2 capsule. Și după o săptămână mă sună și îmi spune: doamna doctor, nu pot să cred, am luat tot ce se poate lua pentru osteofitul din călcâi, de când iau paudarco nu mă mai doare călcâiul. Deci o acțiune foarte bună, inclusiv la nivelul oaselor. Anul trecut a apărut un produs iarăși foarte, foarte bun, este vorba de vitamina D lipozomală, lipozomale care au absorpție de 98% datorită formei de prezentare lipozomală. Și aici iarăși am avut rezultate extraordinare, persoane care toată viața au vitamina D sub parametri normali, după o lună de vitamina D și-au dozat vitamina, au fost la laborator, și le-a ieșit valoare, i-a ieșit persoanei respective valoarea normală, n-a crezut, pentru că dacă are 62 de ani și niciodată n-a avut vitamina D în parametri, a zis că laboratorul i-a dat eroare, s-a dus și a mai făcut încă la 2 laboratoare, ca să fie sigură, și m-a sunat, zice: nu pot să cred, acest produs este excepțional. Și este cu adevărat excepțional, pentru că are absorpție aproape de 100%.
Curcuminul lipozomal este, curcuminul știm cu toții, curcuma este un foarte bun produs antiinflamator. Forma lipozomală o produce o reacție foarte puternică antiinflamatoare. Și aici pot să vă spun că am avut un caz al unei doamne procuror care făcuse o poliartrită reumatoidă, a venit, a făcut conceptul, a luat antiinflamatoarele și când s-a dus la control la profesor unde mergea la București, toate analizele i-au ieșit foarte bune și doamna profesor a zis: dragă, dar ce ai făcut de ești așa de bine? Și doamna mi-a spus, i-am spus că mi-am schimbat stilul de viață, sunt mai atentă la ce mănânc. Zic, dar de ce nu i-ați spus că luați curcumin, că luați din produse de la coral? Păi nu i-am spus pentru că anul trecut, din proprie inițiativă, am luat eu niște curcumă, dar aș pune în mâncare, mă rog, nu e același lucru. Și i-am spus, uitați, m-am gândit și am luat și a zis, dragă, te credeam mai deșteaptă. Și ca să nu mai mă facă și anul ăsta proastă, nu i-am mai spus, important e că sunt bine. Da. Flexicorul e un produs foarte bun, cu o compoziție excepțională pentru sănătatea articulațiilor. Iar coral boswellia este minunat, este extractul de tămâie cu rol puternic antiinflamator, cu rol puternic în reducerea tot ce înseamnă cheaguri, ciocuri, litiază. Adică coral boswellia ne ajută să eliminăm pietricelele de la rinichi, să eliminăm calculi biliari, ne ajută să se moaie osteofitele, ciocurile din articulații și nu în ultimul rând ne ajută la dizolvarea cheagurilor de sânge. Deci e bine de la o vârstă de luat cât de des. Eu personal iau aproape quasi permanent. Zaferanul este tot curcuma sub formă de capsule. Depinde de afecțiune, depinde de durere, în boli acute, în durere acute, ca să spunem așa, putem da 6 pe zi. Atunci când sunt probleme mai serioase, așa cum am spus, există foarte multe artroze. Oamenii nu se hidratează, oasele au nevoie de apă și de minerale și sunt foarte mulți care nu se hidratează. Și atunci se duce masa cartilaginoasă și se freacă os pe os, apare artroza, este o afecțiune foarte neplăcută, duce la imobilizare, la sfârșit, pacientul este foarte, se simte cu handicap serios având aceste probleme. Biluronul este foarte important, este acidul hialuronic, asociat cu condroitină, este un produs pentru care a necesitat foarte mult studiu, pentru că pe cale orală, acidul hialuronic administrat este inactivat de acidul gastric. Și medicul care a produs acest biluron a studiat ani de zile modalitatea de legare a acestui acid hialuronic de o substanță care să-l ajute să treacă bariera gastrică și l-a legat de zahărul invertit. De aceea produsul este foarte dulce. Și atunci el trece cu bine de bariera gastrică, unde știm că e singurul loc din organism, cavitatea foarte acidă, e aciditatea necesară pentru a scinda proteinele, ajunge în intestin, se absoarbe și face minuni. Și spun asta tot din practică, pacienți care aveau gonartroză, spre exemplu, pacient operat la un genunchi, n-a vrut să se mai opereze la celălalt genunchi, a spus, dați-mi, ia orice, eu la operație nu mă mai duc. A făcut absolut pașii, a luat biluronul, avea dureri foarte mari, și după câteva zile a început să-l lase durerea, nu s-a operat nici în ziua de astăzi, a învățat lecția, face de 2 ori pe an, câte 2 luni succesiv, cura cu biluron.
Vreau să vă spun că el lucrează, se stimulează masa cartilaginoasă, deci crește în articulație. Masa cartilaginoasă chiar și după ce se oprește tratamentul. Deci el lucrează în continuare. De asemenea, am avut un văr care cu hernie de disc, operat de două ori, la L4-L5, la o clinică în București. Bineînțeles, cine se duce să se opereze odată, vă spun cu inima pe inimă, cu mâna pe inimă, că este abonatul clinicii. Am persoane care s-au operat de 4 ori. Deci se strică kinetica coloanei și ești abonat la următoarele operații, ceea ce nu este nici recomandat și nici prea plăcut. Acest văr al meu, care nu prea credea el în suplimente, cu chiu cu vai l-am rămurit. Așa, am făcut primii pași mai târâși, mai grăpiși și am ajuns la biluron. I-am dat 2 luni. Ce se întâmplase? Deja avea dureri după a doua operație, după un an, începuse să aibă dureri foarte mari din nou lombare și s-a dus la București și a zis, trebuie să vă operăm din nou. Sigur. L-a programat la operație. I-am dat biluronul, zic, totuși ia și ăsta, mai stai un pic, ia biluronul. Ia. Nu că nu mai pot, mă duc să mă operez, că mă doare rău. Dumnezeu a lucrat cu el pentru că s-a programat la un consul, la o clinică din Brașov. Numai că i-a făcut programarea după o lună jumătate și a avut timp să ia biluron o lună jumătate. S-a dus acolo cu remeneurile de la București, bineînțeles că n-au vrut să le ia în seamă, i-au făcut alt remene și după ce i-au făcut remeneul a zis, dar de ce ziceți că trebuie să vă operați? Zice, nici cum nu-i cazul de operație. E un proces inflamator aici în articulație, mergeți, mai luați minerale, mergeți la băi, faceți nămol, nu, zice, nu e nicio problemă, nu trebuie să vă operați. Și atunci, ca să nu mai spun că mi-a recunoscut că i s-au dus durerile din articulația scapulohumerală, nu l-au mai durut nici genunchii, deci este un produs extraordinar de bun. Mama mea, care mai alaltă era împlinit 89 de ani, acum 2 ani, a început să-și șchioapete, o durea genunchiul, aolo, nu mai pot, aolo. Mama ia suplimente de 9 ani de zile de când lucrez cu coralul, le ia permanent. I-am dat biluron și într-o săptămână era deja bine. Deci este un produs foarte bun. Cu coxartroză, iarăși am avut pacient care a scăpat de a doua operație, adică era operat la un șold, tot așa a spus că nu se mai duce, a făcut tot ce a trebuit. Și mi-a spus soția lui că din a treia zi de biluron l-a lăsat durerea. Deci, produsele sunt extraordinar de bune și practica ne confirmă acest lucru. Dincolo de biluron, nu de mult, a apărut acest produs, iarăși spectaculos, pentru că există multe forme de colagen pe piață. Este colagenul Promarin. Eu personal, noi l-am primit la o conferință și l-am luat pentru că m-a certat băiatul meu că a observat că pielea pe mâini se cam cutase așa și a zis, măi, mami, zice, să poate așa ceva, n-ai și tu grijă de tine, dă-te și tu cu o cremă, fă și tu ceva. Și am folosit acest colagen. Și nu mi-a venit să cred că după 10 zile, când m-am uitat, pielea de pe mâini era întinsă și lucioasă și frumoasă. Ca să nu mai spun că oasele, că ne mai dor oasele, din diverse motive, nu m-au mai durut. Deci eu și mama mea luăm în permanență colagenul. Este un produs de mare excepție, are o absorpție rapidă și eficientă. Colagenul alături de elastină sunt foarte importante în structura pielii, în refacerea pielii. Sunt sticluțe, se bea o sticluță pe zi, doza e precisă, sigură, nu sunt probleme de supradozaj sau subdozaj. Este un colagen promarin din piele de pești, pielea peștilor marini. Se zice că trăiesc în ape ecologice din Scoția, din Canada. Are un efect extraordinar. Vreau să spun că am o doamnă care are un salon foarte luxos de
Coafură cosmetică, a fost prima care l-a luat pentru că avea mari probleme cu pielea, este super încântată, chiar a spus că vrea să ia pentru salon, să dea să recomande la toate doamnele, pentru că ea chiar avea mari probleme cu pielea și cu oasele. Deci este un produs de excepție pentru regenerare, îl putem folosi cu toții și tineretul, să știți, dacă ați observat, sunt foarte mulți tineri cu pielea uscată, cu pielea ridată. Este foarte, foarte util și foarte necesar. Bun, deci știm cu toții că trebuie să ne schimbăm un pic și stilul de viață, trebuie să mai mergem și la un nutriționist, că fiecare primește o rețetă individuală, personalizată. Avem nevoie de alimente utile, fiecare în funcție de ce afecțiune are. Aici este un tabel care ne arată alimentele. Ce trebuie să știm noi este faptul că oricât am mâncat de sănătos, nu mai luăm decât 15, maxim 20% nutrienți, pentru că nu mai iau legumele și fructele, nu mai iau nutrienți. Deci dacă înainte mâncam o banană, 3 banane pe zi, ne asiguram necesarul de potasiu, de magneziu. Acum trebuie să mâncăm cam de 7 ori mai mult. Sunt studii și studii. Deci nu avem cum să mâncăm baxuri, da, de legume și fructe. Noi trebuie să folosim suplimente pentru a ne asigura necesarul de minerale. Avem produse pe care ni le oferă compania, avem proteinele și aminoacizii, copiii mei folosesc Daily Delicious permanent, sunt proteine, folosesc absolut. Deci eu recomand, după ce ai făcut hidratarea, deparazitarea, detoxifierea, regenerarea organismului, permanent, noi trebuie să luăm, dincolo de pachetul Hidramax, care nu mai intră în discuție, pentru că trebuie folosit permanent, noi trebuie să luăm enzime digestive, trebuie să luăm probiotice, trebuie să luăm antioxidanți, și avem H500-le, acizi grași polinesaturați și vitamine în funcție de fiecare persoană ce nevoie are, inclusiv când și când trebuie să ne ocupăm și de imunitate, să luăm pentru modularea imunității, aici e pachetul NutriPack cu complexul nutrițional, cu tot ce trebuie pentru nutriție, pachetul de imunitate. Este foarte important, este foarte bine făcut de când au apărut lipozomalele, avem vitamina D, vitamina C lipozomale, Powdarco și Sharp Liver Oil, adică uleiul din ficat de rechin. Powdarco cu seleniu, eu îl consider un produs vedetă, deci a făcut minuni, mai ales în perioadele astea de viroze, are o acțiune extraordinară. Zincul la fel este, are rol important în imunitate, în metabolism, în oxigenare, da? Colostru iarăși este foarte bun pentru imunitate. Spirulina iarăși este un produs, dar cei care sunt pe hipertiroidism trebuie să-l ia mai cu grijă. Sunt mai multe produse pe care le putem folosi. Ketsclaw mai este produsul care conține gheara măței și burdo, care acțiune modulatoare pentru imunitate și burdo cu acțiune antiinflamatoare. Deci avem de toate ca să fim bine, totul este să accesăm informațiile, să înțelegem că nu putem fi sănătoși decât dacă respectăm acești 5 pași. Mi-aș dori ca toată lumea să știe acești 5 pași, să-i promovăm, să vorbim despre acești pași la toată lumea, la prieteni, la familie, la cunoștințe, să-i ajutăm ca să fie bine. Compania ne oferă absolut toate produsele de care avem nevoie să fim sănătoși,
Sunt produse de calitate, sunt avizate GMP, deci ca și medicamentele, produse de mare siguranță, nu există contraindicații. La cursul de fitoterapie pe care l-am făcut cu mulți ani în urmă, ni s-a spus că, da, plantele au principii active și acționează ca și medicamentele, doar că diferența între un medicament și un supliment este aceea că organismul uman nu recunoaște și nu intră în rezonanță decât cu ceea ce a creat Dumnezeu. Adică plante minerale din organism are capacitatea de a elimina surplusul. Dacă dăm mai puțin, organismul, partea aceea, cât de puțin, organismul stimulează și folosește acel puțin ca să acționeze cum trebuie. Spre deosebire de substanțele chimice, unde știm cu toții că altele sunt defectele. Mulțumim de tot, doamna doctor. Am zis ca la foc rapid. Da, foarte, da. Foarte e multe informațiile. Mulțumim. Indiferent din da. Ce aspect, adică nu neapărat pentru articulații sau putem întreba pe doamna doctor Constantin. Eu am o întrebare. Am o doamnă care, o persoană care are așa, are retenție de apă, hipertensiune, insuficiență cardiacă cu două preinfarcturi, poliartrită reumatoidă și tiroidă autoimună. A început pașii. A început hidratarea, de fapt hidratarea cu emnacoralul detox din start, avea asimilatorul. Da, de toate, da. Așa, sigur că da, da. În afară de toate astea, ce ar putea să mai ia, doamna doctor? Deci, e clar că e un organism intoxicat, un organism blocat, mergem ușor cu pașii. Facem pașii, da? Da. Facem pașii, exact. Câte puni etau de parazitare? De parazitare, depinde ce paraziți are aici, ar trebui să știm că sunt paraziți și paraziți și ar trebui să știm ce paraziți are. Dat fiind că este și cu insuficiență cardiacă, că acele edeme cu retenție, clar că insuficiență hepatorenală poate, trebuie să avem un pic de grijă, adică cu, să nu forțăm organele, că ele nu mai sunt în funcționalitatea lor normală. Și atunci trebuie să dăm cât un pic. Să nu dăm dozele pe care le-am dat persoanelor mod care nu au asim mod normal. Da. Are 110 kg. Da, trebuie mare grijă. Mai putem merge cu, dacă nu face tensiune, cu coral licoris, cu lemnul dulce, ca să elimine apa, se dă pentru limfă, mai este lymph flow, la fel. Dar trebuie mare, mare grijă să nu forțăm rinichii dacă are probleme renale, că sigur are. Mm-hmm. Da. Da, da. Bun. Mulțumesc mult. Nu aveți pentru ce. Deci, cine are întrebări, vă rog să vă deschideți microfoanele și să întrebați, fără nicio problemă, pentru că de asta suntem aici, de asta... Am invitat-o pe doamna doctor să ne dea niște sfaturi. Am și o întrebare până când mai capătă curaj lumea să pună întrebări. Așa. Am o cunoștință care a făcut toți pașii, a făcut și adică a făcut toți pașii de curățare, inclusiv da. Colovada. A avut acum o pierdere grea în familie și mă gândeam ce aș putea eu să-i recomand ca să treacă mai bine perioada asta. Spunea, astăzi a fost înmormântarea și spunea că are un gust amar. M-am gândit că are probleme de la fiere. Cu colecistul, sigur că da. Colecistul are legătură directă cu hipotalamusul, da? Cu creierul. Și în momentul în care te-ai supărat, colecistul resimte imediat, are un blocaj
Păi, puteți să-i dați gotu-cola, două capsule seară, grifonia, două capsule dimineața, coral artișoc, două, patru pe zi. Are alte boli, are, știți ceva, ce, dacă are afecțiuni cronice, suferă de ceva? A avut, ca și mine, poliartrită, da. 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 Nu o mai supără în mod deosebit. Asta. Da, bolile autoimune, în momentul în care apare o boală autoimună, să fii sigur că mai apare și a doua și a treia, pentru că nu se tratează cauza, da? Trebuie tratate cauzele, exact cum știm noi conceptul, ca să dispară bolile. Că ele apar una după alta din cauza intoxicării organismului și atunci corpul nu mai face față la ce se apere. Ea se simte mult mai bine acum cu poliartrita. Deci a făcut pacii și se simte mult mai bine. Da, i-a murit copilul, ce să mai discutăm. Asta e groaznic. Exact. Asta doar Dumnezeu și credința ta te poate echilibra, dar ajutată cu gotul cola, cu grifonia, taurina merge foarte bine pe atacuri de panică. Ce anume ați spus? Taurina. A, taurina. Taurina, vitamina D, da. Taurina e bună pentru atacurile de panică. Ajută la... Mai are probleme, are crampe musculare. Are lipsă de potasiu, dați pentocanul și coral magneziu sau ocean mainul, care e foarte bun. Chiar ocean mainul ăsta e foarte bun acum să îl dați. Da, eu ocean main am scăpat și de crampe musculare. Crampele musculare, asta înseamnă deficit de magneziu și de potasiu. Da, da. Care, astea sunt cu acțiune litică pe spasme. Da, mulțumesc. Cu plăcere, Doamne ajută. E bine, săracă. Da, n-am pus ocean mine. Da. Da. La viitoare o să pregătesc slide cu ocean mine și așa astăzi am fost cu slide-urile. Am luat o razna. Scuze. Nicio problemă, că ne-am descurcat. Da. Cred că n-am... Cine mai are întrebări? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Marinela Dascăl, bun. Da. Eu am probleme de sănătate după COVID. Da. Mă chinui de aproape un an de zile cu, după post-COVID. Am pe un fund cu colon iritabil, am dezvoltat SIBO, o suprapopulare bacteriană a intestinului subțire, de care nu am aflat și nu mi-a fost diagnosticată decât în urmă cu o lună. Am primit ceva tratament pe bază de plante, cu capsule de usturoi, berberină, un probiotic megaspore, recomandat de un medic. Da. De o lună de zile am făcut tratamentul, mă simt mai bine, am luat în greutate un kilogram, că am slăbit 13 kilograme. Da. Așa. Și acum, ce să zic, mă supără foarte tare colecistul. Mi-am făcut o ecografie recentă și spune că este foarte mărit colecistul și hipoton. Hipoton, da. Eu vă recomand să faceți alcalinizarea și să folosiți pachetul de deparazitare de la Coral, care este, conține MSM-ul, care ajută la detoxifiere, conține exact ce am spus, tot ce trebuie, burdo cu parafaitul. Terminați ce ați luat, că dacă ați dat banii pe ele, terminați-le, dar luați-vă, luați-le neapărat pachetul de hidratare și alcalinizare. O deparazitare corectă nu se face fără alcalinizare. Nu se face, e o păcăleală. Da? Am luat coral mai mult, mi-a fost frică, deci colonul meu este foarte, foarte sensibil. Păi, mi-a fost frică să încerc... Nu vă face nimic. Suplimente. Sunt minerale. Am și pietre la rinichi. O să le eliminați încetul cu încetul, dacă nu sunt foarte mari. Sunt mari pietrele de la rinichi? Nu, în stângul am microlitează și în dreptul, zice că am avea
microlitiază. Microlitiaza se va elimina când o să începe să beți apa asta. De ce? Apa face alcalinizare. Alcalinizarea reduce tot ce înseamnă inflamație, inclusiv pe căile urinare, pe uretere, și tot ce e pe acolo se va elimina. Să nu vă mirați dacă urina va mirosi, că am avut cazuri, am fost certată de o pacientă, că ce i-am dat eu acolo, că urinează de miroase, de nu poate să stea. Doamne, zice, mersi, că se elimină ce mirosea acolo urât, urina aia infectată, stătea pe uretere și vă trezeați cu insuficiență renală. Da, deci asta face apa. Chiar am simțit că am băut apa și am simțit mirosul ăsta. Da, păi vedeți, da, da. Se elimină tot ce a fost cu staza acolo. Da, apare hidronefuză, apar problemele. Bolile renale sunt foarte perfide, adică latente. Am avut caz în care omul a fost descoperit direct de la o piatră în insuficiență renală și nu avea simptomatologie. Ce-am recomandat, deci în afară de apă pentru... Apa cu H500-le, cu pentocanul, terminați de parazitare, luați pachetul Parashield și pe urmă faceți detoxul, da. Parashield PEC este pachetul de deparazitare. Având colonizat intestinul cu atâția patogenii, nu o să scăpați așa ușor. Și musai cu alcalinizarea, cu pachetul Hidramax. Da. Și pe urmă o detoxifiere. Și după detoxifiere venim cu regenerare. Da, eu i-am povestit Marinelei cum ce s-a întâmplat și la mine când am început acum câțiva, adică acum 2 ani aproape. La fel, eu aveam calcul în perinic, mi se spunea la biorezonanță tot timpul că risc să fac un blocaj. Ei, când am început să consum, într-adevăr așa era. Urinam maror roșcat la un moment. Da, păi semne erau colțuroase și se spădea. Și luați neapărat Boswellia, Coral Boswellia. Ce face? Înmoaie calculii și reușiți să eliminați mai ușor. Coral Boswellia e foarte important. Da. Și pentru colecist, coral artișoc, care conține anghinare cu păpădie și silimarină, adică e un drenor și în același timp hrănește și ficatul. Artișoc. Da. Anghinare. Le iau pe toate. Da. Încet cu ce. Pe rând, așa, pe rând. Și după ce scăpați de toate minunile astea, luați colagenul. Nu v-a căzut părul? Nu, dar am o piele foarte uscată. Pielea este foarte uscată. Cu toate că beau apă multă, dar... Păi da, asta trebuie, pentru că afectează virusul ăsta. Eu l-am făcut acest virus după ce m-am pensionat și eram la pământ obosită, că aveam 2 cabinete și munceam mult. În sfârșit, nu aveam weekend-uri când mergeam pe la cursuri. Și am picat așa, a venit cineva cu COVID la mine, a stat o colaboratoare de-a mea și am făcut o formă foarte urâtă, că ea a zis chem salvarea, zic nu chem nicio salvare. Prima zi n-am putut nici apă să beau, am fost la pat, epuizată energetic, nici să mă dau jos din pat, doar ce mă duceam la toaletă. Să mă ridic din pas, să-mi fac un pic de terapie cu aparatul de biorez. N-am putut. A doua zi am început să beau apă, am înghițit doze de cal, de suplimente, fitoviron și toate astea și din a treia zi am început să-mi revin. Ce-am pățit eu, mi-a căzut părul. Deci îmi cădea părul de credeam că rămân cheală și copilul mi-a zis, mamă, zice, tu care ai un păr atât de bogat, zice, tu vezi că aici zice, e deja o gaură. S-a regenerat, adică, dar mi-a căzut foarte, foarte mult părul și dureri de oase. Dureri de oase și eu am acum. În condițiile în care, dar faceți deparazitarea și pomă veniți cu colagenul. Bine. Foarte bine merge. O deparazitare mai blândă, nu? Mai blândă, da. Mai blândă. Păi Parashield-ul, pachetul simplu, e mai blândă. La plus are mai multe. Da. Ok.
Mulțumim, Marlena. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Stați puțin ca să-mi dau pe așa. Așa, bun. Bună seara. Bună seara, Camelia. Bună, Anca. Bună seara, doamna doctor. Bună seara. Deci problema mea este, cu toate că sunt foarte slabă, așa, am probleme cu varicile. Deja s-a operată odată și se pare că fără succes. Păi aici e vorba tot de țesutul de structură, da? De țesutul conjunctiv. Aveți și gușă, văd. N-am, am păr. Se vede o umbră așa, da. Da, se vede probabil de la lumină, dar nu am gușă, Doamne ferește, chiar nu am. Da. Eu n-am auzit emisiunea de la început, că nu am, n-am fost acasă, dar așa, în mare, da. E foarte interesant ce ați vorbit, ce am mai apucat să aud. Deci tot ce putem face să facem acest concept de sănătate, să începem pașii cu hidratare, alcalinizare, deparazitare. După care facem detoxifierea și ulterior mergem pe regenerare în funcție de ce probleme există. Deja, deci după deparazitare, cam 40% din probleme se rezolvă, da? Iar după detox, aproape 70%. Și pe urmă mergem pe regenerare acolo unde sunt nevoi speciale. Mulțumesc! O să păstrez legătura cu doamna Anca să mă informez mai bine, că eu deocamdată sunt paralelă cu tot, nu prea știu despre ce e vorba. Și învățați și veți învăța și pe alții ulterior. Da, o să-ți dau și înregistrarea, Camelia, fără nicio problemă. Poftim? O să-ți dau și înregistrarea, da. A, super, că atunci pot să văd de la început, că n-am văzut foarte puțin, jumătate de oră, cred. Sigur, sigur. Da. Bun, mulțumesc. Cu drag, bună, da, Doamne ajută. Zineti, ai ridicat mânuța? Da, da. Da? Bună seara. Ia am și seara. O întrebare. Da. Am trecut din nou prin niște traume și epuizare psihică și fizică. Sunt înainte de Parashield, deci am terminat primul program și am făcut o pauză destul de mare. Așa. Și acum eu am fost diagnosticată cu spondiloză, cu când îți fuge coloana, cum îi spune? Spondilolistezis. Deci spondiloză. Nu mi-aduc acum aminte. Când, păi, când depinde, e un spondilolistezis, poate să fie hernie de disc, discopatie. Nu e hernie de disc. În sfârșit, vreo 3 diagnostice am primit, eu nici nu le mai rețin, dar n-am avut așa. Când eram foarte obosită, simțeam că mă doare. Bineînțeles că am făcut și fizioterapie și așa. Bun. E, acum s-a instalat o durere extraordinară în cap, da, de vreo săptămână. Acum coboară un pic așa, dar este foarte neplăcută. În cap unde? În cap, în partea dreaptă jos. Deci, de imediat după gât. Da, la coloană, deci la joncțiunea între coloană și craniu, da? În zona cranială. Da, păi, poate aveți acum o compresie în zona aia. Când apar demineralizări osoase și astea apar pe fond de acidoză, atunci musculatura inserată pe acele oase demineralizate, la mișcare, doare. Se contractă și doare, trage de osul ăla care e demineralizat, osul e foarte bine inervat și apar dureri. Deci beți apa. Eu am avut o doamnă profesoară de chimie care avea osteoporoză. Ce vârstă aveți? 64, am fost diagnosticată mai nou cu osteoporoză. Păi asta e, da, aici asta trebuie ca. Și doamna, mă rog, cu Fosamax, cu Osica, cu ce se dă pe la endocrine, a luat și nu i-a făcut absolut nimic, mai mult rău i-a făcut. Și am rugat-o cu cerul și cu pământul să bea apa asta, dânsa, nu că eu nu pot să beau, că dacă beau un pahar, așa, abia îl beau. Doamnă, vreți să fiți bine? Beți apa asta, o lună nu muriți, faceți un efort. M-a sunat după 2 săptămâni, doamna doctor, minune, zice, au început să mă lase durerile de oase. Bând apa cu minerale, corpul are nevoie de minerale, osul. Da. Da? Am început să-l beau din nou. Și beau, dar și Ocean Minu. Și Ocean Minu, sigur, da, că da. Și Dramaxul. Da. Da.
Da, mulțumesc. Și mai sunt vitamina D, să o luați lipozomală, permanent trebuie să o luăm de la o vârstă, să știți. Da. Ne ajută la creier, la ochi, la peste. Întrebări mai aveți? Mai sunt întrebări? Bună ziua, aș vrea și eu să pun o întrebare, doamnei doctor. Te rog, înțeleg. Da. Păi, înainte de pandemie, mi-a găsit toxocara. Da, multă lume are toxocara. Ce aș putea să iau? Că am luat albendazol vreo 3 luni, noroc că vin pandemia. Oh, 3 luni albendazol? Nu pot să cred. Da, păi așa mi-a dat de la spital, de la astea. Ți-ai nenorocificat. După pandemie și n-am mai luat, n-am mai... Doamne, Parashil și Hidramax. Păi eu am asta luat, mi-a zis cineva să iau pachetul Colovada Light. Încă nu l-am început, vreau să-l încep săptămâna asta, dar dacă... Nu, întâi facem deparazitarea. Pachetul de deparazitare și formă vii cu... ca să curățăm ce rămâne după deparazitare. Da? Eu i-am zis. Da. Da, nu v-ați. Ea... Doamna Anca știe foarte bine să o ascultați când vă recomandă, că chiar le știe. Da, știu, cu doamne început, am făcut o comandă acum, că eram foarte răcită și da. Să văd cum îmi trece după aia când mai fac încă una. Da, da. Neapărat. Bine, vă mulțumesc. Cu plăcere. Mai dorește cineva să mai întrebe ceva? Da, o să vorbesc eu în locul unei prietene. Da, văd că nu a ajuns. Are 39 de ani. O să citesc de pe telefon că mi-a scris. Da, da, da. Deci are 39 de ani și încearcă să rămână însărcinată de 2 ani. Dar să vă spun un mic istoric. Cred că acum 5-6 ani a zgâriat o pisică în ochi. I-a făcut o zgârietură în ochi și a făcut tratamente. I-a fost bine. Iar cam de 2 ani... Are toxoplasmoz. Nu, n-am, nu are diagnosticul ăsta. A început să o doară și să vadă încețoșat, obosită. A ajuns la oftalmolog. Oftalmologul i-a zis într-un final să-și facă niște analize, să vadă metalele grele. Și le-a descoperit, într-adevăr. Mercur în urină de 7 ori mai mult decât maxim. A făcut tratamente, a zis că a mai scăzut. Ce chelator a luat? Ce a luat? Chelator de metale grele, ce a luat? EDTA. Sintetici. EDTA, EDTA. Da. Păi EDTA, da, eram sigură de așa. I blend, Pignog. Pignog, da. Da, așa da, și L-Ceptetum sau... Da. Mă rog, nu înțeleg ce scrie. Bun, asta e cu ochiul și încă nu s-a rezolvat 100%. Iar pe gineco are așa, are fibrom, o moștenește pe mama și chisturi ovariene endometriozice. Și sunt niște mici chisturi. Asta denotă că are un exces de testosteron. De obicei, astea apar când raportul estrogen... testosteron e un pic balanța către testosteron. Cred că nu știu dacă... Se reglează făcând pași. Am avut o doamnă care își mai dorea un copil, avea un băiețel de 14 ani și vroia, da, ani de zile mai vrea un copil. A făcut hidratarea, Hidramaxul, deparazitarea, detoxifierea, colovada. Colovada face min. După ce a făcut colovada, a rămas gravidă. Am avut și eu de o persoană. Da. După două colovada, a rămas grasă. Exact. Da. Pentru că se elimină, se curăță corpul și se echilibrează energetic. Are și niște blocaje. Sunt sigură că are niște blocaje. Are niște blocaje serioase, da. Și s-a recomandat fertilizarea in vitro. Deci nu ea îi este... Nu-i recomand fertilizare. Nu, de întâi să facă tot ce se poate face ca organismul să se regenereze și să... Fertilizarea, cum să zic, înseamnă că îți bagă o tonă de hormoni în corp. Mai rău te dereglezi. Și dacă pierzi sarcina,
tot corpul femeii din punct de vedere hormonal se dereglează. Am avut cazuri, sfârșit, nu e recomandată, să nu forțeze nota, să nu forțeze mâna lui Dumnezeu, să facă tot ce se poate face pe cale naturală. Și dacă cunoaștem niște metode, de ce să nu le încercăm? Deci urmând acești pași luni tot ce trebuie. Dacă vrea să... De unde este dânsa? Din ce oraș? Este din București. I-am zis că ajunge imediat la Pitești. Da, eu vin miercurea la București. Da, am consultații miercurea în București. Îi dați dacă numărul meu de telefon. Are, Cristina are numărul. Am, am. Așa e că ție... Da, parcă e, ție ți-am făcut, Cristina, nu? Da. Terapie. Da. Îi facem, da, să mă sune și să vină la București, că aici, cum să zic, simt că e nevoie de niște discuții, așa trebuie să face niște conștientizări. Mă bucur, o să-i transmit, chiar mă bucur foarte mult că am deschis subiectul. Da, ca să se echilibreze un pic, să vorbim. Bine, mulțumesc frumos. Cu drag, Doamne ajută. Doamne ajută. Mai sunt întrebări? Cu toată amestecătura de slide-uri care am făcut-o, eu încă o dată îmi cer scuze. Eu cred că s-a înțeles, a fost... Da, așa, sunt convinsă că toată lumea pleacă cu niște informații foarte prețioase și mă bucur nespus că a intrat fiecare și a întrebat. Vă mulțumim din suflet, doamna doctor. Cu drag. Ne vedem peste 2 săptămâni. Ne vedem. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Exact. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vedem, da. Exact. Sigur că da. Să vedem ce mai discutăm, să facem un pic imunitatea. Că este foarte important acum, pe perioada avem nevoie. E un subiect foarte sensibil la ora actuală. Exact. Da. Pentru că nimic din ce am învățat în facultate despre imunitate, despre vaccinare, nimic nu mai e așa. Toate sunt ilogice, deci nu e greu să mai înțelegi ceva, dar noi o să spunem lucrurile așa cum sunt și cum trebuie să fie. Exact, tocmai de aia, așa, de asta zic, peste 2 săptămâni să facem imunitate. Mulțumim mult de tot, o seară frumoasă tuturor. Doamne ajută și tuturor. Care sunt... Mulțumim, o seară frumoasă. Să apeleze la persoanele care le-au invitat în acest webinar, care au intrat de pe Facebook, de la mine sau de la celelalte persoane, de unde ai intrat acolo să ia legătura cu persoanele respective. Pe Messenger, pe WhatsApp, oriunde, da? Mulțumim mult de tot și sănătate multă tuturor. Doamne ajută! Mulțumim, Doamne ajută! Sănătate! Doamne ajută! Sănătate, mulțumim, doamna doctor! Sănătate! O noapte binecuvântată să avem toți, Doamne! Să fie la toată lumea, sănătate! Doamne ajută! Amen. Yeah.